începem în forță cu liceul Candemir Vodă. Așa că nu mai lungim vorba și hai să mergem la petrecere. Salutare, amigos! Sunt Maximilian și urmăriți Prom Night! It's all about you! Cum mi se pare petrecerea până acum, bobocilor? Merge! Foarte mișto! De ce e liceul ăsta cel mai tare liceu? Pentru că l-avem pe Mihăiță! Cine-i Mihăiță? Cine-i Mihăiță? Domn director, desigur! Domn director, și ce face așa special domnul ăsta, director? Ce vă lasă să faceți? Nu ne lasă să facem nimic! Și cantină! Aveți cantină? Desigur! V-ați pupat până acum în curtea școlii? Peste tot! Eu am prietenă și nu pe ea! Costea la 16 ani. 17. Frumoasă. Ce mai frumos. Da? O porcărie. Unu, doi, trei și it's all about you. Directorul e cel mai tare. Ce prostie ați făcut până acum? Ce năzbâd? Nici eu. Ia spune-ne ce năzbâte ai făcut. Am fost suspendată. Mamă, de ce? Am chiulit. It's all about you. Ce prezență, domne! Mulțumim! Cât v-a luat să vă pregătiți pentru seara asta? Păi, cred că luam mai mult să ne gândim cu ce ne îmbrăcăm decât să ne pregătim. La fel? Da, la fel, mai mult cu coaforul. De ce e ăsta cel mai tare liceu? Și oamenii de aici sunt super și... Da, bobocii sunt super și ne distrăm foarte bine cu ei. Fantastic să-ți petrești timpul aici. E, cred că cea mai frumoasă parte a vieții să fii bobo. It's all about you! Faceți cum ați aranjat pentru seara asta? Cât timp v-a luat? Cam o oră jumate. Două. Și s-a luat curentul. Da. S-a luat curentul. Și nu știam cum să-mi fac părul. Care e cel mai frumos lucru în a fi boboc? Da. În Candemir ouăle. Ouăle? Da, tradiția cu ouă. La tradiția, atenție, ia. La începutul anului ne bat cu ouă timp de o săptămână. Și am auzit că și la finalul anului tot timp de o săptămână ne bat. Și ai trecut prin asta? Nu, nu mi-am luat niciun ou din fericire. E bună ciorba. E bună ciorba, atenție. Ia uzi, merge, pax, dar și noi avem gesturi de-astea de tandrețe bună. Zi-mi și mie, ce ai mai făcut în ultima vreme? Că nu te-am mai văzut pe nicăieri. Ba, am fost pe aici, pe aici, pe acolo. Cum a fost vibe-ul ăsta la adolescenților? Aș vrea să spun că sunt total neobișnuit cu el și că e ceva nou, dar nu. Sunt obișnuit cu el, îmi place mult de tot, mă alimentează energetic
pozitiv, evident, și îmi dă, eu știu, vivacitatea pentru o zi de mâine. Băi, du-te, bă, de aici, băi, băi, sunt un... O oră de cântat, mă, tu băi, sunt un poet, să moară Fifi, sunt un am poet. Am auzit de tine, am auzit de tine. Știu și mai și văzut și eu pe tine și așa mai departe. Ia mai zi. Cum era pe vremea ta la liceu? Pe vremea mea era totul mai apropiat de viziunea bunicii despre o societate, mă înțelegi? Dar mă uit așa în jur și când ne văd pe fetele astea, deci să moară Fifi, oricât de bărbat cu capul pe umeri sunt și eu, adică aș lua o razna. Pe vremea mea parcă nu era așa, parcă nu erau așa frumoase sau nu știau să se evidențieze. De la pui. E de la? Carnea de pui. Cică. De la carnea de pui. Aoleu, cât pui am văzut. Tot puiul. Când în clasă, tu cine erai? Tocilarul, ăla rebel, ăla de... Eram in the middle acolo. Am avut în timpul liceului, am fost îndrăgostit irecuperabil de o fată de la mine din clasă, care m-a ținut pe linia de plutire și în mediile alea de premiant toți cei 4 ani. Serios? Nu glumesc, datorită unei femei am reușit să... premiantul din timp. Mă jur, deci datorită ei. În rest, cred că aș fi fost un golan irecuperabil. Pe unde? Pe la ce vârstă a fost? Cred că până a 7-a el am furat. Târziu, da, dar ți-am zis, era vremea bunicii, nu a mea. Dar cum se întreține spiritul artistic? Cu ce? Cu multă visare. Mamă! Ai nevoie să visezi mult ca să... Să crezi. Da, exact. Pula mea! Putea să faceți și voi o variantă TV. Mea, gata, CNA-ul ne-a interzis-o peste tot. Dar nu-i nicio problemă, mai scot una acum, nu la fel. Una de aia, dar nu o să poată să-i zică nimic. Piesa e primul single de pe următorul meu album, care iese, dacă nu mă înșel, pe 19 decembrie. Doc și Moț un HD, îi zice, e o colecție de filme. High Definition, High Definition, da? E șmecher rău. Adolescenților din ziua de azi, nu vă doriți să fiți mai în vârstă decât sunteți. Atât. Te pup și ne vedem data viitoare. UTV pe viață. Te iubesc, vă pup. Pentru că cer prea mulți bani, frate! Sunt prea scump? Da! Ești prea... Da, ai înțeles? Cum era pe vremea ta la liceu? Mult mai trist! Eu n-am fost pe vremea mea, n-am apucat baluri de genul ăsta. Am și cântat. Le-am luat banii colegilor mei de clasă. Nu pupam cluburi. Acum e mult mai mișto, e mai ok. Ce personaj din clasă era? Era ăla tocilarul, ăla rebelul, ăla de chiulea? L-am mutat disciplinar în prima bancă. Olimpic trebuie să fi fost la ceva. La chiulit, în clasa a 12 eventual, da. Nu. Doamne, ferești, Olimpic la rap, întotdeauna am fost. Hai, mă. Cu Dragoste te-ai întâlnit în liceu? O, Doamne, da, a fost groaznic. Groaznic, da. A fost aia nasoală? Da, călit? Aia care te călește, te învață toate, da. O colegă de liceu, Ioana era numele ei. Ioana. Da. Mai vorbești? N-aveam chiar cea mai bună dinamică. Ți-a plăcut să fii boboc? Nu, a fost groaznic. O, Doamne, da, groaznic. Groaznic. Mamă, te iubesc. Adică, dacă nu erai tu să mă naști, eu nu. De ce tu ești numărul 1 aici? Care au fost aturile care v-au adus titlul ăsta? Faptul că am experiență în a dansa. Faptul că am dat cum op într-un mare fel.
balet, în seara asta învăț balet. Hai! Fii atent aici că înveți balet! De ce e Cantemir Vodă cel mai tare liceu? Domn director, este un domn foarte, foarte fin și adică eu nu am cuvinte pentru el. Cum vă distrați voi în seara asta? De ce aveți nevoie? Să schimb rochia și pantofii. Am văzut o fată drăguță care îmi ține microfonul. Mulțumesc! Cum a fost acolo pe scenă? A fost minunat! O experiență de neuitat și dacă aș putea să dau timpul înapoi, nu cred că aș schimba absolut nimic! A fost super! Care a fost talentul tău din seara asta? A fost dansul! Ne arăți o mișcare de dans? It's all about you! Cum a fost pe scenă acolo? Am avut emoții, pur și simplu nu mai vedeam nimic, nu mai auzeam nimic. Doar zâmbeam și speram ca totul să fie bine. Nu am venit în seara aceasta ca să câștig. Eu am venit să mă simt bine alături de colegii mei. Și de încă de la început, pentru asta am venit, nu pentru competiție, nu m-a interesat deloc competiția. Și nu știu dacă ați observat, a fost un șoc când am aflat că eu am câștigat. Doresc să salvezi lumea? Mi-ar plăcea, de aceea vreau să devin medic. Talentul tău din seara asta, care a fost? O demonstrație de arte marțiale. Tu să-l ataci pe el și tu să te aperi. Atacă-l! Păi așa te aperi tu, așa ai învățat? De fete, da!